Bună, 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 bună! Ce faceți? Am spus să fac o citire așa cât am unghiuțul proaspăt, după aia mă duc spun castraveți. Du-du-du-du! Dar acum am unghiuțul proaspăt făcute și am spus să fac o citire frumoasă, drăguță, să vedem cine mai sfătuiesc cărțile. Da? Am un pahar cu apă aici, că azi mai conduc. Și bună dispoziție am, bună dispoziție, că eu când merg la coafor, la cosmetică, la pedicură, la manicură, sunt cea mai fericită. Zbor, așa că și astăzi sunt fericită. Bun, deci citirea în cărți, nici nu mai știu de la cine am adunat și de la cine am luat, dar sigur pentru citirea în cărți. Avem aici cărțile rusești, da? Astea sunt cărțile rusești, cu asta defilăm, cu asta ghicim. Grupul numărul 1 dinspre perdea, dinspre fereastră, da? Grupul numărul 2, cărțile țigănești, dinspre cameră, mă rog, aici mâna cu brățara. Avem două grupuri de cărți, cărțile rusești și cărțile țigănești. Acum depinde de voi cu ce simțiți așa, deodată, un impuls, să alegeți cărțile rusești, să alegeți cărțile țigănești, sau sunt persoane care îmi scriu, doamne, domn, domnișoare, care îmi scriu, eu același grup le aleg întotdeauna, cărțile țigănești sau cărțile rusești, sau grupul numărul 1 sau grupul numărul 2. Voi știți cum aveți așa intuiția, feeling-ul, cum este pentru a alege un grup de cărți. Hai să-i dăm drumul și să ghicim ca să nu pierdem timp. Că e o zi atât de minunată astăzi afară, încât trebuie să facem și trebușoară. Cât se poate. Bun, hai să menim cărțile rusești, să le șoptim ceva ca să ne dea bune rezultate, da? Bun, să-i dăm drumul. Grupul numărul 1, agitați. Da, pac. Dăm, să vedem ce dăm la spate și ce ținem pe braț. Hai să bem o gură de apă, să ne liniștim și să ne udăm gura, să avem limbariță. Dăm la spate. Dăm la spate supărarea despre un băiat, un băiat năzdrăvan, un băiat care face numai năzdrăvănii și numai prostii. Deci am trecut prin chestia asta, dăm la spate chestia asta și nemulțumirea. O dăm la spate. Suntem într-o perioadă așa de, probabil de speranță. Cei care au ales grupul numărul 1 și spunem, băi, eu fac prostii, eu fac năzdrăvănii, acum sper că se va îndrepta ceva, că va fi ceva ok și ceva de bine. Ați așteptat niște bani care nu au mai venit, ori că ați dat la cineva și trebuia să vină înapoi, niște bani care trebuiau să vină la voi, niște bani ori de la serviciu, ori de la muncă, ori de la cineva, niște bani, banii voștri, da? Banii voștri trebuiau să vină la voi, să amână, încă nu au ajuns la voi. Nemulțumiri, supărare, întoarși pe dos. Sunteți întorși pe dos din cauza unor probleme, probabil cu locuința, probabil cu casa, probabil cu ceva. Ați fost foarte, foarte stresați în legătură cu asta. Unii dintre voi care ați ales să primiți rezultatele de la o judecată. Ați fost anunțați că o să primiți rezultatele la o judecată, de la o ceva și... Aveți așa oarecare supărare și temeri și frică legată de asta. Să vedem ce se întâmplă dacă primiți, țineți pe brață rezultatul. Dar pentru peste ce ați trecut, ați fost anunțați că o să primiți un rezultat. Dacă mă gândesc bine, dar văd judecată de asta, poate este și la un examen. Sunteți așa oarecum stresați din cauza unui examen sau din cauza unui ceva. Dar aici eu văd mai degrabă judecată. Dar... să extrapolăm și să spunem că e posibil și pentru un examen a vostru sau a cuiva din preajma voastră, pentru că na, e o citire generală, nu este o citire particulară. Ia să vedem ce țineți pe brațe. Păi ce țineți voi pe brațe? Este o veste la vremii de seară, primiți o veste neplăcută sau un mesaj sau ceva de la cineva.
care vi-i drag, care vă așteptați la cineva un mesaj de bine, dar nu este de bine. E un mesaj care vă nemulțumește, un mesaj care nu vă... Adică așteptați foarte mult cu inima plină de așteptare, de drag, de ceva și nu este mesajul potrivit. Gen, îți scrii iubitul, iubita, da? Tu te aștepți, băi, în seara asta vorbim așa, ne întâlnim sau ceva și nu mai vin sau ce faci, sunt obosită sau ceva de genul, da? Bun. Văd aici o problemă între doi bărbați, doi bărbați care niciunul nu-i bun, da? Niciunul nu-i mai breaz. Vă canoniți, vă cantonați între doi bărbați, dar ar fi bine să le dați peste nas la amândoi și să mergeți spre al treilea care poate, Doamne ajută, e mai bun. E o foială așa între doi bărbați. Inima voastră este gen, m-aș băga într-o relație, dar nu mai am încredere. Văd aici lipsă de încredere. Și aici văd o luptă pentru niște bani. Ar trebui să vă vină niște bani și tot așteptați și tot insistați pentru banii ăștia. V-am mai spus, ori să dați la cineva, ori pe drept trebuie să-i primiți și nu i-ați primit. Bun. Hai să vedem ce ne spun cărțile în continuare. Trecut, prezent, viitor, viitor îndepărtat. Da. Mai da, ce zi frumoasă de mai este azi. Nici cald, nici frig. Minunat. Până acum a fost frig. Acum s-a încălzit și frumos afară. Vă bântuie niște vorbi din trecut, poate și niște moșmoade, nu știu, dar vă bântuie niște vorbi din trecut. Aș bănui și moșmoade, dar din alea trei cărți doar una este care mi-ar arăta. Deci, dar niște vorbi, niște meniri, niște blesteme. Trebuie foarte mare grijă avut când părinții sau când cineva își dă drumul la gură și spune despre un copil, despre un apropiat, despre un fiind, despre asta. Mai devreme sau mai târziu îl urmărești pe acea persoană. Poate tu nu spui cu tot năduful sau cu toată asta vorbi urâte, dar știi cum genul să-ți facă ții copilul și mi-a făcut și mie sau și mi-ai făcut tu mie sau chestii din astea, da? Și să lipești, nu potoliți, vă puneți frâu la gură, la vorbi, pentru că vorbile se duc undeva. Cum și rugăciunea se duce undeva, așa și vorbile de ocar, vorbile urâte se duc undeva. Nu se pierde în eter. Deci aveți grijă ce vorbiți. Văd că dacă voi ați pățit-o, aveți grijă copiii voștri, pentru că văd aici niște vorbi din trecut care vă urmează, care vă... sau poate niște moșmoade, cineva v-a legat, cineva v-a făcut și tot râzi după voi. E ca și cum te-a încărcat cineva cu mizerii și chiar dacă în timp, că nu rămân pentru totdeauna moșmoadele astea făcute, dar... e ca atunci când te speli. Poate ai fost la dezlegări, poate ai ținut post, poate ai citit un acatist pentru dezlegare, pentru spălare. Dar știi, când treci printr-o apă murdară, chiar dacă te clătești, chiar dacă așa, tot mai trec, rămân rămășiță și tu încă mai simți rămășițile astea. Da? Bun. Un bărbat s-a îndepărtat de voi, dar e ceva din trecut, dai ceva bun pentru voi, adică vă țineau loc ocupat degeaba, zici că atât i-a fost să fie. Poate a murit, poate ați divorțat, poate v-ați despărțit, dar atât i-a fost lui să fie și este bine pentru voi să avansați, să prindeți la minte și să mergeți cu experiența înainte. Ce mai văd aici? O ceartă cu o fată mai tânără sau cu o soră sau cu cineva, o ceartă care nu ți-o făcut bine la un moment dat. Vrei să faci rost niște bani și te frăsuiești și gândești, te foiești de pe o parte și pe alta și vrei să schimbi orice casă, vrei să faci o mulțime de lucruri, dar partea financiară îți lipsește.
ne relaxează, vor veni, dar cu cât te încrâncenesc, vrei, 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 cu atât parcă se îndepărtează o sumă de bani de tine. Bărbatul șaten care s-a îndepărtat, care a plecat, care s-a întors cu spatele, acum ar mai veni înapoi. Venind înapoi, dar e un pic ocupat. Ori și-o găsi pe cineva care se ține de capul lui, ori ceva îl reține. Nu știu ce, dar ceva îl reține și nu-i convenabil nici pentru tine, nici pentru el. Dar e un laș, nu are curajul de a rupi rândurile, de a renunța la acea persoană, acea femeie. Este un bărbat laș. Și o ține și pe ea încurcată, te ține și pe tine încurcată, pentru că tu îți dă niște speranțe, îți spune câte ceva, dar și ei la fel. Este un bărbat laș. Bun. Ia să vedem acum. Oh. Dacă ești un bărbat brunet, văd aici dorința unui bărbat brunet pentru o femeie, pentru tine, pentru sau cea care citești, care citesc, care, sau dacă tu ești un bărbat blond și ascult această citire, ai o cale greșită. Și dacă ești femeie și ai un bărbat brunet care în viața ta, are un mod de abordare greșit, are un mod de gândire greșit vis-a-vis de tine, aștepți în zadar hotărârea unui bărbat nesigur pe el, cu toate că afirmă sau cu toate că se arată. Cartea bărbatului brunet și cartea seriozității e mai mult o fațadă, pentru că este un bărbat probabil timid și dacă aștepți ceva mai mult de la el, trebuie să faci tu pașii, că altfel nu. Nu, nu, nu. Aștepți în zadar, da? Bun. Sau dacă tu ești bărbatul, fii mai bărbat. Dacă ești un bărbat brunet și ascult această citire, fii mai bărbat, mai înfipt. Dacă îți dorești ceva, întindi mâna. Poate dai greș, dar măcar știi că ai întins mâna. Gândire. Ai o gândire, celui care îi citesc în acest moment, ai o gândire prea pătrunsă, prea... Te zbați în gânduri, stai adâncit în gânduri, stai chiar pe loc, nici nu faci nimic, întâi gândești, tu gândești. Așa, gândește-te, este cea mai bună abordare. Gândești, oare stai 3 zile să te gândești, după aceea te răzgândești. Nu. Deci, schimbă-ți felul de a fi. Am 3 cărți aici, cărțile gânditorului, parcă ești gânditorul la Hamangie, atât, așa stai în gândire. Acționează! Nu știi nimic despre un copil, un băiat, un tânăr, nu știi nimic și te neliniștești toată chestia asta. Ori faci niște prostii și bănuiești sau simți, ori copil, ori nepot, ori frate, simți ceva, ceva față de un tânăr și nu știi cum să-l iei, nu știi cum să acționezi legat de chestia asta. Ascunde ceva, are niște gărgăuni ciudați în cap, dar vezi, ai grijă, ia atitudine în legătură cu asta. Poate să fii și o tânără, văd că aici o fată cu, pe viitor, cu nebuneală, cu adolescență sau ce-o fi, zici că nu te mai înțelegi cu ea, ori nu are de făcut niște chestii, ori de învățat, ori examene, dar zici că a luat o randeaua. Problema este, cum spuneam eu, dificior meu, l-a apucat dragostea în clasa a 12, nu s-a îndrăgostit într-a 10, într-a 11, l-a apucat într-a 12 dragostea, trăgeam de el să învață și el era cu așa și cu fetele astea sau cu băiat, nu știu. Deci poate să fie în pragul ori unui examen, ori unui job, ori să fac ceva, dar are mintea ocupat cu altceva și foarte supărată ești din cauza asta, din cauza unui tânăr care nu știi ce prostii faci sau din cauza unui tineri cu gărgăuni în cap și te zbați o perioadă, văd că pe viitor tot cu zbaterea asta ești. Pe viitor ai o nelămurire legată de sănătate și vei merge la medic pentru o investigație. Două persoane de ochi căprui, ambele persoane, cum am pus eu cărțile, sunt de ochi căprui, care te cam mușcă de popou, adică de fund. Nu te-ai fi așteptat la persoanele astea, dar vei afla, fii pregătit, pregătită pentru aceste persoane care te agață de fund, te vorbesc, te pun în pomelnici, dar nu la biserică, da? La discuții, la bârfă, la toate astea, ești cap de afiș.
Lipsă mare la așternut. Îți dorești pe cineva? Nu ai. Lipsă mare la așternut? Nu ai pe nimeni? Îți dorești o dragoste din erotic? Ești în lipsă totală. Adică poți să faci sex, dar nu mai lipsești ceva de acolo. E posibil și asta, da? Bun. Nemulțumiri mari față de un băiat, din relația unui copil, din relația unui băiat din apropiere. Ești nemulțumit, nemulțumită pentru această relație. Îl încurcă, îl oprește, nu-ți place persoana legat de un băiat nemulțumire. Gânduri, gânduri, gânduri și iar gânduri. Zici că ești făcut, făcută, nu mai se gândește în această perioadă, dar fără să acționezi. Eu zic că ar fi potrivit să-și acționezi, da? Îți dorești pe cineva, îți dorești îmbrățișări, îți dorești pupături, îți dorești lugu-lugu. Văd aici o mare apetență, o mare dorență, o mare poftă de a fi iubit, iubită. Dar cred că ai în minte pe cineva, pe cineva îți dorești, pe cineva proiectezi tu acolo în minte. Nu este neapărat o persoană care o ai, pe care o ai lângă tine. Proiectezi niște asta și cred că ești îndreptățit pentru persoana sau îndreptățită pentru persoana asta care este în mintea ta. Probabil fantezia asta a ta ar trebui să ducă undeva pentru că e așa puțin exacerbat, puțin depășită din toate punctele de vedere. Adică ești ca o bombă, ca o flacără care îți dorești, care e gata, gata, ca un fruct în pârg, da? Așa interpretez eu. Da, dar nu faci nimic ca să acționezi. Stai și gândești, stai și, băi, nu știu, deci mie chestia asta, ia-ți de-o grijă, ti refuză, nu ti refuză, te acceptă, poți să câștigi, nu te acceptă, a, măcar știi cum stai, așa stai, sau eu spun, dacă ai încercat undeva și o spus hotărât, că na, nicio femeie nu o să spună, sau bărbații, da, din prima sar, dacă ai curajul, dar nicio femeie nu o să spună, da, așa, vezi cum stă treaba, dar ai grijă, da? Dacă îți dorești ceva, întinde mâna. O discuție medicală legată cu cineva, legată de altă persoană, o discuție pe care o ai pentru un tratament pentru cineva sau pentru o problemă cuiva, o discuție medicală ai. Un pic de shopping, văd cu cumpărături, dar pentru casă. Văd niște cumpărături, văd ceva pentru casă. Probabil ai în preajmă și o petrecere sau ai o adunare sau ceva. Faci niște cumpărături, dar pentru casă. Probabil ai vreo petrecere sau vreo adunare sau ceva. Faci niște cumpărături în viitorul apropiat pentru casă sau pentru petreceri sau pentru niște cumpărături. Văd niște bani cheltuiți pe casă. Persoane de apropiere și persoane de susținere. Dar să nu fii idiot, ci stres ai față de o casă, de o locuință, de ceva, un stres, o problemă ai cu o locuință, că e a ta, că e a cuiva, un stres față legat. Și vreau să-ți mai spun că din familia partenerului, din familia care nu-i de sânge, da, din familia ta, ai o simpatie, nu, în față lumea, în cel mai rău caz, că mai degrabă știi cum stai, știi? Decât să te vorbească pe la spate, măcar băi, știi că nu mă halesc, nu mă iubesc, măcar știi una și bună. Dar așa să zâmbească în față și tu să joci, știi, atunci e obositor. Văd că din partea partenerului, familia, nu prea te iubește, da? Dar nu e nicio problemă. Trebuie să te iubești tu pe tine. Sau și iubitul. Familia asta probabil e undeva la drum, probabil vă întâlniți din când în când sau foarte rar, dar ai niște așa, niște supărări din cauza lor, niște supărări mai mari sau mai mici. O veste, o veste despre o mutare a ta sau a cuiva, îți vine o veste și ești îngrijorată, îngrijorată despre o mutare, posibil poate și cu serviciu, dar nu cred, cel puțin cu locuința, văd așa o îngrijorare.
Aștepți niște răspunsuri pentru muncă. Aștepți, dar le aștepți în zadar, trebuie să te duci tu după răspunsuri, nu vin ele la tine. Aștepți niște răspunsuri și se pune o barieră și ar trebui să treci de bariera asta să afli tu răspunsurile. Care-i treaba, cum-i treaba, de ce stă treaba așa? Nu aștepta că stai-ți stă norocul. Supărare din partea unui, hai să spunem așa, poate nu toți avem profesori, poate nu toți învățăm sau poate nu la toți copiii la școală, dar văd așa supărare din partea unui profesor, din partea unui educator, din partea unei persoane care are o influență asupra educației sau supărare din cauza unui preot, probabil nu te-a primit sau probabil ți-a spus ceva care te-a supărat. Supărare pe un educator, dar poate să fie, să extrapolăm, poate să fie preot, un duhovnic, cineva care ne cam trage de urechi și ne face atenți. Da, iar așteptare de bani. Persoane de susținere nu prea ai. Adică tu ești cel mai mare susținător a tău. Că ai familia lui, că îți spune, cum să spune, îți bagă bățul prin gard. Persoane văd că tu, dar ești destul de puternic, puternică să te susții tu singur. Ar mai fi, da? Poate nu ies aici. Teodată spui singur, venim singuri, plecăm singuri, ședem. Da. Ia să vedem, niște rezultate, niște rezolvări. Op. E posibil încă cineva să te mai gândească, să te mai urască, să-ți învârtă ulcica, să facă ceva. Sau să te menească la teomenit și văd că e cu fața încolo spre viitor, tot să mai gândească pentru unii să facă. Ar trebui să faci niște rogi, să citești niște catiste de protecție și să-ți fie bine. Că tot cineva, tot îți mai poartă sâmbete, tot cineva îți mai poartă grijile. Probabil din asta ești gânditor, gânditoare, probabil observi niște chestii care nu sunt la locul lor, ceva se întâmplă și simți chestia asta că nu-i ceva, ceva nu se leagă, ceva când vrei să legi un nod, capătul la ață, să desprinde, iese din nod, nu-ți iese, da? Și spui, Doamne, de ce se întâmplă asta? E posibil să fii și chestia asta. Unii au pierdut o relație, dar tot din cauza unor moșumoade și pe prezent se întreabă ce se întâmplă cu viața lor, că nu este nimic la fel. Ce mai văd aici? Îngrijorare pentru un băiat, un băiat care probabil are darul, un tânăr sau pentru cineva cu darul beției, aș crede eu, are o meteană, poate să fie cu droguri, poate să fie, dar cel mai mult, când întotdeauna nu știa bunica, eu cartea asta care o știu, care o poartă pe cap, este ca darul beției, poate să fie și de droguri, poate să fie de, nu știu, de sex, de ceva, o dependență. Și mare zbatere față, în legătură cu acest băiat tânăr sau cum e în față de voi, mare zbatere și îngândurare. Când îl apucă, când îi trece, când îl apucă, când îi trece. Aveți de rezolvat cu o moștenire, cu ceva care vine către voi. Două persoane vor să vă înșele, un bărbat și o femeie, vor să pună mâna pe avutul vostru, vor să pună mâna pe ceea ce ar trebui să vină către voi, dar vrea să vă tragă în piept. Nu o să reușească că văd că sunteți o persoană atentă. Cheltuieli, niște cheltuieli care o să vi se pară neîntemeiate. Pentru momentul ăsta cheltuiți aiurea, compulsiv, probabil cheltuiți ceva mai mult, dar nu sunt justificate. Probabil aveți o problemă cu starea psihică și așa că când avem o stare bună sau proastă psihică, noi plecăm la cumpărături, mai ales femeile. Ia să vedem ce îngrijorări avem. Îngrijorare față de cineva de lângă noi, bărbat, e un fel de frică, poate și de el, de temeri, de, poate că nu mai vine, poate că e bolnav, poate îngrijorare față de un bărbat de lângă noi, vorba despre îngrijorarea unei femei, despre un bărbat, oricând nu mai vine, oricare o boală, oricare o meteahnă, o îngrijorare, da? Legată de
în sfârșit o veste, așteptat, vă vine o veste despre cineva care se supărasă, care vă dăduse la spate, cineva care vă este drag, o veste care ați așteptat, v-ați îngrijorat și când ați ajuns, nu vă mai peste, deja vine vestea, da? Hai să vedem cum reparăm niște ai niște probleme și o să le rezolvi când o să vină banii. Ești mai sigură pe tine, dar vin banii. În sfârșit, orică vi dă cineva înapoi, orică îi câștigați dreptul vostru, dar cineva va vi dă înapoi rezolvări. Ia uite că te oprești din gândit și te treci la acțiune, mai ales în legătură cu bărăva. Probabil poți să iei taurul de coarne. Băi, e așa sau nu e așa, sau ceva. Iei niște hotărâri. În sfârșit, cu Doamne ajută, iei niște hotărâri. Mă, pe viitor văd că începi să te simți bine cu tine însăți. Probabil nu mai ai nevoie de ceilalți că ajungi să te iubești sau ceva. Se întâmplă ceva. Sau probabil din cauza că vin banii, îți faci niște bucurii și parcă nu mai ai nevoie de atenția celorlalți. În acest moment ești așa un pic dependent de atenția celor altora, de felul lor de a fi, de a te comporta, de a să... Dar o să ajungi să stai zen. Mama! Deci de foarte bine se încheie cărțile. Dar îngrijore mai mult pentru alții, văd că pentru voi niște bani o să vină, tragi de păr, dar o să vină. Eu zic că citirea asta a fost super pentru persoanele care au ascultat-o și care au ales citirea în cărți numărul 1. Dar puteți să alegeți și să luați și să vi se potrivește și din citirea numărul 1 și din citirea numărul 2. Că așa am auzit eu că e posibil. Mi s-o mai întâmplă și mie. Eu nu vreau să mai aleg un grup anume pentru că nu pot să mă detașez. Și deodată spun, băi, dar ce îmi spun cărțile aici, parcă seamănă la mine în o gradă. Așa și cu asta. Deci cărțile țigănești. Trecem la cărțile de țigănești la grupul numărul 2. Limenim. Opa, vești, bani, mama mea, ce sar aici. Ia să vedem. Ba ti vrea, ba nu ti vrea. Uite așa ești într-o relație, într-o legătură, nu-ți dai seama. Ba ti vrea, ba nu ti vrea. Ești supărată când nu înțelegi. Băi, când ti vrea cineva, ti vrea și cu asta, basta. Asta e rezultatul meu și răspunsul meu. Da, ești frământată de anumite întrebări. Vrei să schimbi, îți pui în plan să schimbi ori cum muncești, ori planul, ori felul de a munci, ori chiar jobul. Ți-ai pus în plan asta și ți-ai pus în minte și ești într-o așteptare să se ivească ceva. Să bagă tare mult în casa voastră și în familia voastră o femeie mai în vârstă, care n-are nicio treabă, adică ar trebui să n-aibă nicio treabă. Vrei, nu vrei, te influențează această persoană, se influențează pur și simplu viața și relația din familie. Probabil ai ora familie sau poate nu ai, dar cineva își bagă codița în problemele tale. Cineva, o femeie mai în vârstă din familie care... Nu-și vede de borșii și își bagă nasul în borșul tău. Ia să vedem ce ținem pe brațe. Tu, dacă ești de oi căprui, ții o reușită pe brațe la un examen. O să mărească și banii. O să vină mai mulți bani în urma unui examen, unui ceva, te aranjezi bine, da? Dacă nu ești de oi căprui, posibil să ai pe cineva, un copil, o soră, o prietenă, cineva care, dar beneficiezi și tu de asta, de asta îți cade ție în gard, că beneficiezi tu. Ori că vă duceți, văd la serviciu sau ceva, unde vă duceți împreună, văd un câștig și din partea ta. Sau faci, de exemplu, o asociere cu cineva și e de bine. Un bărbat de la drum ții pe brații cu vești, numai vorbi, numai mangleală, numai...
din astea, dar în rest nimic. Te țin în loc, pur și simplu. Îi, pii, necinstiti, bla, 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 și cam atât. Vreau să spun că probabil e și încurcat, probabil este cu cineva, probabil, dar îți ascunde asta. Zice că se pornește la drum, zice că se întâmplă ceva, dar nu se întâmplă nimic. Chiar te minunezi și spui câteodată, dar nu-i mai trebuie și tot atâta mă ține cu vorba. Probabil ești o persoană cinstită și nu te împarți în mai multe locuri, dar nu. Bani, faci bani, ceva, îți pui pe, în minte, acum ai un plan de făcut bani și faci bani, un plan îți faci o afacere, îți faci ceva, vin niște bani. Foarte bine este aspectată bunăstarea. Bunăstarea dacă depinde de tine, să nu te asociezi cu cineva de ochi albaștri, de ochi albaștri, nu neapărat deschiși la culoare, poate să fie verzi, mi-apare aici să nu te asociezi cu cineva de ochi deschiși la culoare. Poate ai impulsivitate, văd aici cartea impulsivității, că îți vine să te asociezi. Nu! Dacă ai două pruni, le vinzi tu, nu le împarți ca să te asociezi cu cineva, să faci patru prune. Lasă-l sau lasă-o pe persoana asta cu de ochi albaștri singur să-și vândă prunile ei și tu îți vinzi prunile tale. Fiecare, da, nu-i bună asocierea cu cineva de ochi deschiși, mai ales albaștri la culoare. Bun. Foarte frumos s-au deschis cărțile astea, foarte, foarte cu avertizări și cu sfatul de a avea grijă, da? Tu, tu, tu. Mai bem guriți de apă. Dar ce-mi plac unghiuțele, mamă, mamă. Așa. Opriți timpul, ziua asta minunată. Ta-na-na-na. Când vreau să mă destresez, mai când acum așa am o încărcătură, să știți că nu e atât de ușor să ghicești în cărți sau să citești, să italezi, pentru că e implicare foarte mult și câteodată simt nevoia să mă destresez, să mă descarc și încep ca să nu mă mai gândesc la ceva sau dacă citesc la cineva, tot la fel mă încarc cu probleme personale și știu să mă, dar câteodată mai au cu ceva și nu știu să mă detașez și mă gândesc la probleme și zic mintea asta nu trebuie să fie ocupată cu, cu gândurile pentru altă persoană, trebuie să fiu detașat, trebuie și încep, strada speranței la parte când șlagării din vechi de al Corina Chiriac, de al Angela Similea, noapte fată cu cercei de smoală. Asta e piesa mea preferată când mă vreau să mă destresez. Bun, trecut, prezent și viitor. Mult rău, mult rău, mult rău ți-o mai făcut o femeie pe trecut. Cât ți-o luat comând, cât ți-o luat bani, cât ți-o luat bărbat, cât ți-o luat ceva, o femeie ți-o făcut 2, 4, 6, 7, o femeie ți-o făcut foarte mult rău. Dar problema este că tu ai lăsat să se întâmple acest rău. Trebuie să fii foarte atent. Văd că ai fost, nu ai fost vigilent, vigilentă, probabil e vorba și despre un bărbat, celor care le citesc aici, o femeie le-a făcut mult rău. Ori ți-o luat ce era al tău, ori ți-o luat și bărbatul, ori ți-o băgat în casa ta sau ți-o băgat cumva, ți-o făcut cineva foarte mult rău. Pe trecut. Văd că niște vorbe, împrăștia niște vorbe despre tine, s-au spus soțului, s-au spus soției, niște vorbe, dar tu ai dat putere acestei femei. Legat de copii, o mare îngrijorare legată de copii din niște drumuri, că fac copii niște drumuri, că pleacă la un drum ca ceva, văd că ai fost foarte îngrijorat, îngrijorată din niște tineri, din familii, de copii. Mai văd aici moartea cuiva, că a avut loc moartea cuiva și tu încă mai suferi după această persoană. Deci fiecare să-și ia ce îi se potrivește, dar asta am văzut eu aici. Foarte bine aspectat, văd una, două, trei. Dai ghinion la o parte, ai trecut prin ghinioane, dar că ai vrut să faci ceva, o afacere, un business, ceva, să faci ceva, să câștigi, dar văd că ai dat ghinionul la o parte. Pe prezent, planul tău este foarte bun de a face ceva, de a câștiga ceva, de a avea prosperitate. Gândul la o casă, să o îmbunătățești, pentru moment ești supărată pentru că nu
nu ești dispus, poate financiar sau fizic sau ceva, să îmbunătățești ceva la o casă și ești cu supărare. Las supărarea. Nu te ajută cu nimic să faci, dar ești îngrijorat, îngrijorată pentru o casă, pentru ceea ce vrei să faci. Vizită, vine cineva la vizită în curând la tine, o familie care te bârfește, o familie care vrea să vadă cum mai ești, ca să mai aibă ce spune vorbi, vin persoanele astea în vizită, probabil ați aveți o legătură din cumătrie, din nănii, din nășii, că aveți o legătură, dar persoanele astea ți intră în casă doar pentru a vedea orice au ochii benoclu, o familie în scurt timp, aș spune în 3 zile, 3 săptămâni maxim, vine o familie și o să afli și niște vorbi din partea lor pentru casa ta. Dar nu este de bine. Dragoste, ia ca uite că vine pe viitor dragostea. Cred că ai pe cineva în minte, încă nu ești îndrăgostită, dar prevăd o întâlnire sau prevăd o ceva care duce dragostea asta un pic la disperare, un pic la obsesie. Nu spun că este o dragoste nașpa, spun că poate devii un pic dependentă de această persoană și nu este bine. Păstrează mai multe distanțe, că de asta ne dăm în cărți. Adică te implici într-o relație, dar nu-ți dai tot sufletul. Trebuie să mai păstrezi ceva pentru tine, pentru că oamenii încep să folosească de tine când ajung să vadă că iubești, că idolatrizezi, că așa, încep să păstrează un colț și pentru tine. Văd o dragoste dependentă, ca să spun așa, da? Te-ai mai certat cu cineva acum în prezent, cât de curând, dar și pe viitor te vei certa cu partenerul, cu cineva, dar va fi o explozie, o ceartă. Nu este bine pentru tine. Potolește-te, stai potolită, respira adânc, discutați și îndepărtați această explozie, această bombă de ceartă, pentru că va face victime în jurul vostru. Veți fi și voi și cei din apropiere victime. Aveți pe cineva, vi s-a pus pata pe cineva, vi s-a pus ceva și văd că sunteți ca o bombă din aia care e gata să explodeze. Mai încetișor. Și o persoană rea care nu știi ce are cu tine, te-a făcut să pierzi bani, te-a făcut să pierzi așternut dragoste, ceva erotic, dar îi pus pe tine și în continuare o să stea pe tine și în continuare ai o țintă. Fă ceva în privința acestei persoane. Este o persoană șatenă, poate cu ochii verzi la culoare sau dacă tu ai ochii verzi la culoare, probabil să măsleg. Dar ai o problemă și o știi și pe viitor va continua această problemă. Ai avut o prietenă sau un prieten, ai avut pe cineva apropiat care i-ai spus toate dedesubturile, toate intimitățile și acum văd că ai înțeles că se folosește de asta, că are o putere asupra ta, pentru că se folosește de vorbile tale, se folosește de secretele tale, proate secrete sau ceva ce ai împărtășit, se folosește această persoană și nu-ți vine bine. Ignoră, cel mai bun sfat, uite aici, ignoră această problemă pentru că e posibil să explodeze. Și făcând scandal, e posibil să scoți și mai rău din ea și mai bine să o păstrezi așa, să treacă. Nu încerca să te contrazi, nu lupta cu oamenii răi, da? Cel mai bun sfat pe care îl pot da, lasă-i să fie cum sunt ei, tu nu încerca să schimbi ceva în ei, că nu o să reușești să schimbi. Un bărbat cu metine, ai probleme, dacă ai un băiat care are anumite probleme în familie, probabil cu el sau cu relații, dar ai și cu partenerul, dacă ai partener, ai probleme cu el, cu o metine, beția, fumatul, drogul, ceva, nu te deranjează, dar în legătură cu un bărbat, un egal de-al tău. Îți vin niște vești despre o persoană care este bolnavă, care este probabil în spital, că văd și implicare medicală. Îți vin niște vești neplăcute, niște vești la care te așteptai, dar ești luat oarecum pe nepregătite sau ești oarecum luată pe nepregătite. Te gândești să faci un drum. Eu spun că în următoarele două puncte, două zile, două săptămâni, este mai bine să stai pe fundul tău. Nu este bine aspectat un drum. Un drum peste o apă, să te duci undeva la drum, nu este în acest moment bun aspectat chestia asta.
zici că ești într-un ghinion. Vrei să te întâlnești cu cineva, vrei să vezi pe cineva, dar nu s-au așezat astrele cum trebuie. O să vină și momentul ăsta când astrele o să fie așezate cum trebuie. Dar zici, bă, ce ghinionul ăsta, când poate el, nu pot eu, când poate ea, nu pot eu. Și tot așa, o să aranjeze. Nu forța lucrurile. Câteodată eu mereu spun, Dumnezeu are căile lui și Dumnezeu știe mai bine ce ți este necesar. Când nu vezi, te duci la capătul pământului, îți dorești pe cineva să întâlnești într-un sat, cum e al meu, da? Și nu întâlnești, te duci la capătul pământului și întâlnești acea persoană. Pentru că Dumnezeu, cum am mai spus, face ușă unde este zid. Dacă vrea și dacă este bine pentru... Nu forța lucrurile. Ai o frică, primești un mesaj, primești o veste, primești care te îngrijorează, care îți face teamă vis-a-vis de un copil de-a tău sau de vis-a-vis de o persoană mai tânără din apropierea ta. Ai o temere, ai o teamă, primești un mesaj și ești oarecum speriat, speriată. Îți vin niște musafiri în casă, îți vin niște musafiri de la drum, așteptați, iubiți, îndrăgiți niște musafiri și îți face foarte bine și mari plăceri această vizită, acești musafiri. Nu sunt aceiași cu mărgii sau nașii sau ceva, cineva dintr-o o pereche, sunt alții. Uite aici, dorință de a fi cu cineva și nu ai pe nimeni. Pur și simplu, unii dintre voi plâng pe interior că nu au pe nimeni. Dar și deschiderea ta văd că față pentru ceilalți este limitată. Probabil ai fost friptă de mai multe ori și nu mai vrei o deschidere așa de mare, dar cine nu riscă, nu câștigă. Susținere. Persoane de susținere aici văd o femeie care este total împotriva ta, este geloasă, probabil o femeie din preajma ta, din apropierea ta, poate să fie o prietenă, poate să fie mamă, poate să fie cineva. Are o gelozie, o invidie asupra ta și asta te ține în loc, zici că simți, dar nu ai ce face. La muncă la tine, respect și foarte bine, văd că e pe viitor, respect, susțineri și foarte bine, pe viitor este bine aspectat. În momentul ăsta ai o oarecare nesiguranță, dar o să fie bine. Ai două prieteni, văd că discuții foarte bune, una e dulceața pământului, cum s-ar spune, una cu care te înțelegi foarte bine, care e o persoană bună, care nu are răutăcisme, care nu are, totul este clar la aceasta, are cartea simplității și a liniștii și a clarității lângă ea. Cealaltă persoană este cu ochii deschiși la culoare, dar este o, aș bănui albaștri, este o persoană care... Da, îi pasă de tine, sunteți prieteni, dar nu și-ar da viața, adică nu și-ar da un renic pentru tine, zic, da? Un bărbat, este vorba despre femeie în momentul ăsta care citesc, un bărbat care nu știe ce vrea, pur și simplu acum îți face capul mare cât te vrea și după aia tu cum ziceai că te cheamă? Gen, da? Ai înțeles ideea? Deci nu știi cum stai cu această persoană. Bati îți dă dovadă că te iubește, că are niște sentimente pentru tine, bacă. Persoana asta e bipolară, ce are, nu știu. Zici că e ceva ce nu poți înțelege. Te susține, simți susține și bă, dată te lasă din brațe de caz în hău. Caz așa, ne... Foarte ciudată. Da, foarte bine este aspectat asta. Te susține cineva în proiectul tău de a face o afacere, de a face ceva. O persoană mai tânără, cât ții copil, cât ții frate, cât ții... O persoană mai tânără te susține în demersul tău de a face bani, de a face o afacere, de a face ceva. Să învârți ceva, să scoți mai mulți bani. Sau pentru un alt job, extra job, mini job, cum era în Germania. Dar vin mai mulți bani. Da, te susține cineva mai tânăr. Mm-hmm.
ești în pragul de a te căsători sau este cineva în pragul de a se căsători în acest moment, este adunare cu noroc, este în adunare de bine, ai pe cineva în preajma ta care este într-o relație și este în pas de căsătorie. O fost cerut, o fost cerut sau vorbit sau este de foarte bun augur această căsătorie și pentru voi și pentru celălalt. Poate este vorba de voi, poate cineva din dar o căsătorie din bun augur, o veste bună, cu dragoste, cu bunăstare, foarte bună, bine aspectat. Dar cum am mai spus la începutul anului, anul ăsta este foarte bun pentru căsătorie. Eu nu spun că lumea nu o să mai dispară, eu nu spun că lumea o să fie perfectă, dar anul ăsta va fi un an bun pentru cei care se căsătoresc anul acesta. Este un an bun pentru căsătorie. Bun, haideți să vedem rezolvări, hai să vedem cine pot avertiza cărțile. Așa, i-ai spus ceva unui bărbat care s-a îndepărtat pentru că pur și simplu i-a fost frică. I-ai spus ceva, să, ai vrut un adevăr, ai vrut un răspuns, ai vrut o rezolvare. E alb, e neagră, pur și simplu s-a dat la fund. Pur și simplu zici că a intrat într-o perdea de ceață și nu a mai apărut. Foarte laș din partea lui. Tot mai așteptări, tot mai aștepți un răspuns. Tot mai ai și o doză de gelozie, ai un fel de, nu știi ce se întâmplă, poate este cu cineva, poate nu este, nu știu ce să zic, dar gelozia ta, zicesc ție, ceva nu te lasă să, parcă ai un drăgușor, trebuie să știi tot. Măi, al începe om, poate, na, poate îi lași, poate așa. Trebuie să ajungi la cineva, să vorbești cu un șef, să vorbești cu o persoană mai suspusă pentru o rezolvare la muncă. Poate pentru un job sau la muncă la voi, cu rezolvare, cu muncă. Un băiat și-a luat-o în cap, pur și simplu până la momentul trecut te înțelegeai foarte bine, acum zici că l-a întors. L-a întors vreo fată, nu-i nicio problemă. Își face de capul lui, de capul lui își poate găsi. Da? Așa. Ți-am spus, dragoste, vine dragostea în viață la voi, cineva apare, cineva e nașpa să fie căsătorit sau să fie într-o altă relație, dar văd că dragostea o să tresară în inima ta pe viitor, ceva care o să-ți facă bine într-un fel, ceva care te înalți, ceva așteptat, ceva se întâmplă, este de foarte bine această dragoste. Impulsivitate, i-ai spus unui tânăr, unui băiat, i-ai spus ceva pe trecut, dar încă nu i-a trecut, încă nu a uitat acele vorbe, încă nu este supărat, poate nu dă niciun semn, poate nu vorbește, poate nu, pentru că tu ai dat niște vorbe, pentru niște vorbe pe viitor, supărarea rezistă. Da, ai făcut un drum de bine, te-ai dus probabil la un medic sau pe la un preot sau undeva, ai făcut un drum și te-ai întors ușurat, ușurată de undeva de la un drum. Da, asta e avertizare, fii atentă să nu dai bani la cineva închis la culoare, la cineva poți închis la culoare, un brunet, o brunetă, să nu dai bani, cineva cere niște bani sau... sau poate chiar pentru lucrare. Nu da banii pentru că vei fi păcălită. Mamă mia, invidii și gelozii pe viitor pentru tine. Ești privită cu invidii, cu gelozii pe viitor de persoane. Probabil faci ceva bine, văd cartea gelozii pe tot ceea ce faci tu. Ești urmărită, cineva care... mai mulți cărora le strânești invidia. Bravo, bravo, înseamnă că faci ceva bine. Îngrijorare legată de familie. Oricineva din familie nu poate să facă copii, ori are problemă cu sarcina, oriceva. Cineva, sau poate chiar tu, o persoană o persoană care are o problemă cu familia, cu sarcina, cu copiii, dar văd copii mici sau cu o sarcină sau cu ceva. Îngrijorări legate de chestia asta.
Împacă-te cu persoanele mai în vârstă din familia ta. Văd vorbi urâte, văd o umbră asupra acestei. Ești certată cu anumite persoane din familie, ceea ce îți aduce o umbră negativă în viață. Dar văd că te vei împăca și vei lăsa de la sine. Cel mai bine, lasă de la tine. Poate celălalt greșește, poate e mai sărac cu duhul. Lasă de la tine că o să fie tutto bene. Asta au fost cărțile de astăzi. Asta a fost citirea pentru astăzi. Vă pup. Vă mai arăt odată unghiuțele. Îmi place să mă alin. Sper că sunteți în continuare prietenii mei. Sper că în continuare vom putea reacționa. Să știți că citesc absolut toate comentariile. Doar câteodată nu dau like. Mă afund în citiri sau nu dau inimioară. Dar citesc absolut toate comentariile. Și vă aștept pe... N-am mai postat, dar astăzi postez. Pe adresa Geta Chanelului Ivan. Acolo veți vedea frânturi din viața mea. N-am mai postat dinainte de Paște. Tot în fiecare zi am câte ceva de făcut, O să pun și petrecerea, o să pun și toate astea. Vă mulțumesc pentru atenția voastră, vă pup și pentru urările pentru Paște. Tare plăcut, pentru fiecare urare în parte aveți o inimioară de la mine. Inimioara e în partea asta. Să nu spuneți dreapta, inimioara. Măcar știu și eu unii bate inima, da? Pentru cei care îmi fac scandal, că nu știu care e stânga și care e dreapta. Vă pup, nu mă mai lungesc, vă las în pace să ascultați și să gândiți această citire și să aveți grijă la avertismente. Pup cu drag!